Scrisoarea de la fratele Braham. Salutări tuturor fraților și surorilor mele din întreaga lume. Vreau să ascultați cu atenție această întreagă scrisoare a fratelui Braham. Acum aici este fratele Braham. Mica mea turmă, salutări vouă și ție pe acest sistem telefonic, care este foarte, foarte bun. Sunt atât de recunoscător Domnului că puteți să stați chiar în casele voastre, să vă adunați în locurile voastre, în bisericile voastre și să ascultați serviciul. Oriunde vine vocea mea, fie ca acel mic grup să fie binecuvântat. Astăzi, vreau să vă scriu o mică scrisoare de dragoste din inima mea pentru a vă încuraja. Voi sunteți cei pe care Dumnezeu i-a ales să fie mireasa sa înainte de întemerea lumii. Voi cei care ascultați aceste benzi. V-am spus de atâtea ori. Aceste benzi sunt doar pentru voi. Voi sunteți adunarea mea. Nu sunt responsabil pentru ceea ce Dumnezeu le-a dat altor slujitori să păstorească. Sunt responsabil doar pentru felul de hrană cu care vă hrănesc eu. Aceste benzi sunt doar pentru voi, tabernacolul meu, ceea ce Dumnezeu mi-a dat să păstoresc. Este mana ascunsă. Ceilalți nu pot lua aceasta. Acum, dacă unii oameni vor să hibrideze alimente și alte lucruri acolo, lăsați-i să primească descoperirea de la Dumnezeu și să facă ceea ce Dumnezeu le spune să facă, să se hrănească cu ceea ce doresc și eu voi face același lucru, dar aceste mesaje sunt doar pentru voi. Încerc să fac tot ce pot pentru a rămâne corect cu cuvântul. Pentru voi, cei care ați fost puși în mâinile mele de Dumnezeu, pentru că oile vor hrană pentru oi. Oile mele ascultă vocea mea. Și prin asta trăim noi, prin fiecare cuvânt pe care îl rostește, nu doar un cuvânt din când în când, ci fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Prin asta trăiți voi, sfinților. Toată lumea trebuie să aibă ceva de care să se țină. Ceva trebuie să fie un stâlp de legătură. Cu alte cuvinte, un ultimatum. Și toată lumea trebuie să aibă un ultimatum sau un absolut. Pentru mine și pentru cei pe care sper că îi conduc la Hristos. Și prin Hristos, Biblia este ultimatul nostru. Acum ne dăm seama că Dumnezeu ne-a trimis profeții Săi. Acesta este modul pe care El îl are de a aduce cuvântul Său la oameni, prin buzele profetului Său. Acum, în aceste zile din urmă, El a promis să se manifeste din nou în plinătate, în trupul Său, în Duh. Este Dumnezeu însuși, sub formă de scrisoare, sub formă de profet, manifestat în carne și oase. Trebuie să trăiesc în permanență în prezența autorului, cu pixul meu gata oricând să scriu tot ce spune El. Să am mintea fixată pe gândurile Lui, nu pe ceea ce gândește omul, pe ceea ce gândește epoca, pe ceea ce gândește biserica, pe ceea ce gândește împărăția, numai gândurile Lui Dumnezeu. Exprim doar gândurile Lui Dumnezeu la cuvânt. Când Dumnezeu îmi descoperă gândurile Sale, eu le exprim sub formă de cuvânt pentru voi pe bandă. Așa vorbește Domnul.
Nu este așa, zic eu, este așa vorbește Domnul. Eu nu pot interpreta decât așa cum îmi permite autorul să vă interpretez, pentru că este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Sunt mulți alții care încearcă să se dea drept mine, cum ar fi preoții și așa mai departe. Și ce fac ei? Doar o încurcă. Asta e tot. Nu au putut să facă. Dumnezeu m-a trimis pe mine, profetul său, să conduc mireasa sa. Nu un alt om. Sau nu un grup de oameni. Cuvintele pe care le spun și felul în care acționez îi va orbi pe alții. Dar le va deschide ochii altora. El m-a îmbrăcat în tipul de îmbrăcăminte pe care aș purta-o eu, firea mea, ambiția mea, toate așa cum trebuie să fie. El m-a ales perfect pentru voi. Alții ar sta și s-ar uita și ar spune, ei bine, eu nu pot. Nu pot să văd. Ei sunt orbiți. El va descoperi cui o va descoperi. El este așa de bine conceput încât să poate ascunde în Scriptură pentru cel mai inteligent teolog care există. El se poate ascunde pur și simplu așezat chiar acolo în Scriptură. Iar ei pot să se uite toată ziua și să nu-l vadă niciodată. Să se uite o viață întreagă și să nu-l vadă niciodată. El se poate ascunde pe sine stând acolo. Ceea ce contează acum este că aceia care obțin mesajul în inimile lor trebuie să se așeze în prezența Fiului pentru a se maturiza. Apăsați play și apoi lăsați-L pe Fiul să coacă toată verdeața din voi, făcându-vă creștini maturi. Când a venit prima dată, era un bărbat. Când a venit a doua oară, cu o porție dublă, era un bărbat. Când a venit sub forma lui Ioan Botezătorul, a fost un bărbat. El a promis să vină în această zi și să trăiască și să se descopere încă o dată într-un bărbat. Fiul omului care trăiește în trup omenesc. Acum ne aflăm în epoca ochiului, profetică, din Maleahi 4. Nu a mai rămas nimic altceva să vină decât El însuși să pășească în această, pentru că aceasta este ultimul lucru care mai există. Ascultați, mielușii mei, voi pe care Dumnezeu mi-a dat să vă păstoresc. Ora este târzie. El vine în curând după voi, mireasa Lui. Rămâneți cu aceste benzi. Acestea nu necesită interpretare. Vă invit pe voi, micilor vulturi, să veniți să vă uniți cu mine cu singurul lucru care va aduce mireasa Lui împreună în această duminică. La 12 după amiază, ora locală în Jeffersonville, ora 19 în România, veți asculta, așa vorbește Domnul, așa cum Dumnezeu vorbește prin mine și vă descoperă. Hristos este descoperit în propriul Lui cuvânt, 65-0822-M. Amintiți-vă, rămâneți cu slujba benzii. Apăsați play în fiecare zi. Fratele Branham, Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării mesajului. Exod, capitolul 4, versetul 10 până la 12. Isaia, capitolul 53, versetul 1 până la 5.
Ieremia, capitolul 1, versetul 4 până la 9. Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Sfântul Luca, capitolul 17, versetul 30. Sfântul Ioan, capitolul 1, versetul 1. Sfântul Ioan, capitolul 1, versetul 14. Sfântul Ioan, capitolul 7, versetul 1 până la 3. Sfântul Ioan, capitolul 14, versetul 12. Sfântul Ioan, capitolul 15, versetul 24. Sfântul Ioan, capitolul 16, versetul 13. Galateni, capitolul 1, versetul 8. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 până la 17. Evrei, capitolul 1, versetul 1 până la 3. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Evrei, capitolul 13, versetul 8. 2 Petru, capitolul 1, versetul 20 până la 21. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1 până la 3. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 1 până la 7. Și Apocalipsa, capitolul 22, versetul 18 până la 19. Aceasta încheie această scrisoare personală către voi. De la fratele Abraham din Jeffersonville, Indiana. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Shalom.